Domnilor și domnilor, Alexandru Spiridon, creatorul acestei piese, însoțit de Mariana Calfa, astăzi la Neața. Vă rog să luați un loc pe canapea, ușor să nu deranjați, fie și cu vortexul creat de deplasarea voastră în jurul aerului din studio, aceste tablouri, căci vom vorbi despre ele imediat. Bună dimineața! Alexandru! Pentru tu ți-ai găsit un nume de scenă între timp sau vrei să fii ca Alexandru Spiridon? E o chestie așa... Da, nu, am renunțat la Spiridon acum 14 ani. Și de 14 ani sunt Alexandru cu 2 de ani de la nemai văzut și nemai auzit. Adică am... Mi-am dublat numele cu două consoane. Știi, cu N. Păi, ți-ai mai pus un N? Vreau să fiu comercial. Dar tu aveai un N deja, nu? Da. De la ce era? De la nemai văzut sau nemai întâlnit? Ăla era de la nemai văzut și am mai adăugat de la nemai direct. Ăla era nemai văzut și de la de neascultat. Am înțeles. Deci nu-ți mai spunem Alexandru Spiridon, nu spunem Alexandru. Alexandru, ce face Alexandru? Bine, mulțumesc. Noi am vrea să deschidem practic colocviul nostru din această dimineață cu întrebarea: mai ești supărat pe Georgiana 4? Nu! Colega noastră de la machiaj care practic nu te-a pus în valoare. Da, știi, Mariana, despre ce vorbesc? Că data trecută era foarte supărat pe Georgiana și de-abia acum și-a revenit din depresie. Georgiana este un make-up artist și hairstylist de nota 10. Ai schimbat acum? Am schimbat-o, bravo. De nota 10. Vreau să... Nu, hai după hai ce că mi-ai băgat-o în depresie eu, de eu asta... Eu sunt un tip foarte sincer, Răzvan. Da. Și vreau să spun că la Antena 1 lucrează cei mai talentați și cei mai avizați mai oameni din domeniu. Și da, Georgiana e o fată de nota 10. Aplauze! Ai ceva de politician în tine. Asta s-a ocupat de mine și sunt foarte mulțumit. Asta s-a ocupat ea de tine? Da, de mine. Dar ce s-a întâmplat cu echipa ta de specialiști? Am zis că hai mă că vine antenă, n-am nevoie. I-am lăsat să doarmă pentru că ne-am trezit de vreme noi de la 5:30. Am zis, ok, am încredere în Georgiana. Măi, și-a făcut o treabă astăzi. Am văzut că ți-a reliefat un pic. Ne mai pomenite și mai Johnny, 10 plus. Mai Johnny Depp style. Bravo, Georgiana, bravo, aplauze. Aplauze, Antena 1, aplauze. Ea e Diana, nu e Georgiana. Ea e Diana, nu e Georgiana. Mă rog, nu contează. Georgiana, nu e Diana. A, și pe Diana Munteanu o iubesc de când aveam 8 ani și acum am mulți ani. Diana, ești minunată. Și tu ești foarte bun la făcut complimente. Ești... Nu, dar ai ceva Diana din Ristei, chiar... când faci un compliment. E foarte talentată. Ai ceva din... Diana, te ador. Te ador, Diana, te de ador. Când aveai 8 ani. Și acum ești foarte bătrân. Vechime. Am înțeles. Iubesc, Mariana, ce s-a mai întâmplat între voi artistic, desigur, căci... A plecat din țară. Te las-o pe ea să spună, că noi am vorbit despre Georgiana. Ce s-a mai întâmplat cu tine? Da, am plecat aproape 2 luni. Unde în Anglia, în Anglia. Ce ai făcut în Anglia? Inițial am vrut să stau o săptămână. Și ai rămas 2 luni. Organizez o expoziție și am rămas 2 luni. Da. Pentru că am fost supărată pe Alexandru că nu venea la repetiții. Avea o problemă cu părul. Se certa cu toată lumea peste tot că nu-i stă părul și am zis că îl pedepsesc și l-am pedepsit. Și acum și Alexandru... vine la repetiții sau și-a rezolvat acum problema cu părul? El spune că da, acum după ce plecăm de aici mergem să repetăm. Sper să se țină de cuvânt. Aveți un loc. Avem o piesă nouă cu care vom cuceri România în 2019. Da? O piesă, atenție, lucrăm cu un mare compozitor din Serbia care lucrează de mare cu mare intensitate la noul nostru hit. Da. Compozitorul din Serbia. Da, exact. Compozitorul din Serbia lucrează. Și eu am văzut niște compozitori de ăștia la universitate. Nu, ăsta chiar e talentat. Ăștia aveau altă partitură, ei cântau mai pe după colți. Zile. Nu. Niște lucrează, tot așa. Fii atent. Facem și piesă nouă, facem și clip nou și venim și lansăm la voi. Prințesa Mariana Calfa și Alexandru Spiridon. Într-o lună de n-ai zis că ai renunțat la Spiridon? Mă rog, Alexandru cu 2 de N. Alexandru cu 2 de N și prințesa Mariana Calfa. De ce ți se spune ție prințesă pentru cei mai neavizați? Uite, colegul meu Dani Alexandru m-a botezat așa. Alexandru, da? Da, el. A simțit în tine că a simțit el că a spus tu ai asta, ceva da. Eu nu, regal. Niciodată n-am spus prințesa. Eu am spus pictorița din castel, dar... Ai, uite aici să ajungem la pictorița din castel. Tu te-ai dus pentru un vernisaj, nu-i așa, la... Da, și până la urmă s-a prelungit până la 2 luni. Da, unde ai stat la Londra? Ai pe cineva acolo? Sunt ai tăi acolo? Am sau stat cum? La prieteni. Nu am stat chiar în Londra. Am stat undeva într-un orășel lângă Londra. Dar eu când stau în Londra spun că stau în altă parte și când stau în altă parte spun că stau în Londra. Pentru că am și eu un dușmănel care mă urmărește peste tot și de aceea nu spun unde stau, dar nu am stat în Londra. Am înțeles. Doar am mers în vizită. Unde stai lângă Londra? Unde mai exact? La Slatina Old. Știți că e...
Adică în Londra pe dreapta sau, nu știu, în altă parte pe stânga. Deci ca să nu se afle unde ești. Exact, niciodată nu spun unde deși sunt. Deși din postările de pe Insta și din Facebook știi că da, toată lumea își dă seama unde ești. Eu scriu Marea Britanie, dar nu spun exact unde sunt. De-aia și spune da. Marea Britanie, dacă exact. Era mica Britanie, adică îi găsea imediat. Adică poți mare... și să zici că ești în altă e parte. E mai greu. Bun, ai reușit cu vernisajul la Londra? Nu, pentru că, da, într-adevăr m-am dus pentru vernisaj, dar nici măcar nu m-am săturat de concediu. Deși am stat 2 luni doar în concediu. Am pictat doar 2 tablouri, așa că nu am putut să fac un vernisaj cu 2 tablouri. Și rămâne în primăvară, pe 12 aprilie, de ziua mea. Alexandru a fost cu ideea să fie de ziua mea. Va fi aici, deocamdată și pe urmă, acolo. Dar acum a fost doar concediu, nu am mai făcut de mult un concediu afară. Și... a trebuit să mă răsfăț. Am înțeles. Mai mult. Ai adus tablourile din Londra, le-ai adus cu tine în România? Da, 2 tablouri. Sunt aici în platou? Nu. Nu, ne-ai adus altceva. Da, pentru că cele 2 tablouri pe care le-am adus de acolo fac parte din colecția din aprilie, de pe 12. Păi și ce s-au stricat? Care e problema? Nu, atunci le vom vedea în exclusivitate în România. Pentru că este o temă separată și nu are sens să amestecăm lucrurile. Butterfly, uite cum se leagă lucrurile. În pictură întotdeauna trebuie să ai o temă. Racord, papillon, butterfly, schmetterling. Aia adică, este colecția. Nu? Înțelegi? Suntem acolo, suntem în zona aia. Cum se cheamă, domnule, fluturile alea de zboară din Mexic și până în Canada și după aia se întoarce și nu prinde decât... Cum se cheamă, domnul Dani, că mă ataiești pe lepidoptere de-astea? Cum se cheamă fluturile alea de pleacă din Mexic? Se dă... Mariposa! Văd așa, l-ați cunoscut pe Dani, noi am avut o semi-galerie... de fereastră și după aia ne-am făcut-o de artă. Aveam o galerie la Reșița, practic expuneam doar noi. Aveam niște tablouri împrumutate de la niște prieteni și ce mai pilograva ăsta pe o bucată. El s-a evidențiat între noi ca un curator. Ca un exeget, ca un om al artelor frumoase, ca o finețe de băiat, cel care transpune și în vorbe, dar și iată în culori, sentimentele umane, practic, vicisitudinile oamenilor din birouri și alte chestiuni de genul ăsta. După pauză, dacă ne este permis, va comenta. Va puncta. Vom încerca împreună cu artistul prezent în platou să prezentăm câteva din lucrări. De aici din Galerie de Fenêtre vom Galerie de Fenêtre. Vom încerca să studiem situația. Mă duc chiar acum până la Georgiana 4 să văd cum a crescut o Alexandru la Georgiana 10. Acum mă duc.